facem un test. Test drive la Mercedes G-Class. Roți reșapate. Vedem ce pot și astea. Cam atât. Hai, Vasile. OM606, vezi? Da, da. Vă spune ceva, turbină OSD HX40, intercooler, boost controller, ceva ceas boost, care urcă până la 350 de cai. Motorul ăsta. Da, motorul ăsta îl urcă până la 350 de cai putere. Bun. Să vedem. Să vedem și acum cu caii ăștia la 170. 170 e ok, da. 170 are acum. Încerci că aici băsesc? Da. Mă cuplează 4x4 să vă pun. Da, hai să vedem, Vasile. Ce poate G-ul? Mai cu viteză, băi! Ia dă-i! Accelerează, bă! Bă, e ambreiajul, bă, că miros ambreiaj! N-are rost. Întoarce înapoi. Am vintecate. Ambreiajul s-a dus. Eu zic că nici n-are rost să mergem. Să rămânem pe undeva. Să mergem mai sus. Nu putem să-l probăm la maxim pentru că e slăbit ambreiajul, trebuie schimbat, dar îl schimbăm și facem, după aia e unul. Oricum am înțeles că la noapte o să ningă. Optez de două. Da? Te duceam pe o pantă aici, dar n-are rost să te duc, că dacă nu trage, n-are rost. E mai mare ca aia. Mai mare, da. Nu. Nu, bă. Mă stâng aici. Aici? I-am zis să mergem acasă, că o rămâne pe aici prin pădure. E gata, strigat ambreiajul. No.
Na bun. Ok, Mișu. Ne auzim. Spor la muncă. Hai, salut. Zilele aici și la certeze să-și fac o echipă, să merg până la Siget, acolo de la ei. Crezi de ok, și oameni care pun bani la orice. Da? Că îți de foarte de treabă. Deci cum să zic, pe lor ne place distracția, cheful, știi? La orice, ce e nevoie să pun bani. Merg să acolo pe la Buian și merg până la... Merg până la Siget. Să pune bani, deci cum, băieți de nota sarci.
Vestio pentru G-Class. Ce motor are? 3 litri. 3 litri. Da. Da. În ce an e? 89. 89. Ok. La Revoluție. Exact. Un test lejer. Mașina merge, numai că e ambreiajul foarte slăbit, trebuie schimbat ambreiajul. Dar zic că merită banii să o porți sănătos, dacă o cumperi. Mulțumesc! Jane, sper dacă îi schimb ambreiajul să se comporte. Dacă ai prins, dacă îi schimb ambreiajul, venim și facem un test și mergem pe aici în sus, ia vedem, pe acolo. Ce zici? Să încercăm puțin acum să vedem așa cu ambreiajul. Nu cred că merge. Chiar vrei să cerci? Da, chiar să încerc. Nu stai să mă dau jos. Să încercăm. Hai. Dacă urcă. A urcat. Mare lucru. Ți-am zis că cauciucurile astea sunt bune pentru zăpadă. Ce stai că pe asta sunt pe zăpadă sunt bune, să știi. Thank you. Da. Pe de oricap merge eu că... Merge, numai că nu am vrea, că-i dus. Da. Da, o să... Și cauciucurile sunt bune pe zăpadă. Duc după băsică și-am tot molit. Ești la colibă, mă! Nu la colibă, mă, ești la colibă, undeva pe stânga. Pe unde e tanta aceea, unde n-am putut să-i cuzi cu fost de armă, de mai proastă. Nu știu, mă, băga... Vezi că eu n-am benzină, bă! Dar eu ți-am văzut... Băi, ascultă-mă, ți-am văzut foarte. Păi, n-a, unde dracu m-ai văzut? N-am,
Pe unde? Ești la Coli, bă! Să vin pe drum normal, cum în jos. Către Ciungi? Păi de ce nu mi-ai zis să zic către Ciungi, mă? Ce-i cu tine, mă? Da, mă. I-am venit pe laptele pe unei apa, mă, bazinul cu apa. Bată-te, mari, este, bată. Vezi că n-am benzină, mă. Ești normal, mă, Tom. Nu știi să trimiți o locație. Deci să vin către Ciungi. Alo. Bă! Da, mă, tu n-am înțeles că m-am spărat în pula, mă, că nu știu să spui de unde. Bă, dar voi sunteți aiurea, mă, ce dracu-i cu voi, mă? La ce vă apucați voi să mergeți noaptea, poate ați și băut. M-auzi? Alo? Hai, tu așa. Hai că vin încolo către Ciungi, hai, uite. Hai, hai, hai. Acum ați la Eminescu, hai. Nu știu să zic că-s la Eminescu. Bă, dar tu nu știi să spui că-s la Eminescu. Dar ce-i cu tine, bă? Băi, am pe acolo să-i drept în sus. La Eminescu, și nu știi să zici că ești la Eminescu. Că așa am zis, dar nu ți-am zis, că la Eminescu. Dar tu m-ai întrebat că de unde e. Nu. Nu. Hai de capul meu. Hai că am de ăla de pornit, ia. Uite, mă, și pune că avem cablul. Pune-mă că să-i mai bun ca cablurile, mă, ce-i cu voi? Stai, sără. S-a dus cu frână, mă, în tine. N-am putut să mă opresc. Nu mai dar ce faceți? Că nu mai are frâne, nici eu. Du-te, mă. Păi numai că nu mai are frâne, că o făgeață mai aici, mă. De asta. Da, sigur. Să se pună în tanteia, numai să margă. Da, nu am auzat în bub. Da, mă, meriți. Hai că n-am putut să-l opresc, mă. Ce-i cu voi? Ce-i, băi? Hei! Nu vă ține frânele? Nu, mă. Bă, de la întâia, mă, și te duci așa lăși să margă, să margă roțele, mă. Bă, ca întâia în fău. Nu. Nu mai intra, bă, off-road. Da. Mă, hai. Ia spun la Toma că eu nu mă duc cu el. Hai mă, dar ce-i cu tine, bă? Nu mă mai duc, mă, taro mă... Îți dai drumul la roț. Taro mă spărie, mă. De ce? Am luat de la jumate, din sus, din pantă, mă. Mi s-a oprit motorul. Eu ca fraier, îi dau, când îmi s-a aproape sus, îi dau a doua. Mi s-a oprit motorul și i-am să sai din el, mă. Eu să rempicam sub el. Mi-a luat cu viteză în spate, mă. Bă, Dani, știi ce m-am zis? Bă, lasă-l în lumea, nu dă-l de lăsat. Bă, lasă-l în lumea, nu dă-l de lăsat. Bă, lasă-l în lumea, bă, lasă-l în lumea, bă, lasă-l în lumea, bă, lasă-l în lumea. Știi ce? Bine că m-o stoma, bine că n-ai sărit din ea, însă stai zis, însă stai zis. De SRM, că pot țărmurea cei pe mani, știi? Și ușa deschisă, dădea ușa și clar sub el. Nu mă sunt pe unde locul trebuie. Să înțeleg că nu mai trebuie mașina de ofrot. Nu mă intra la gata. Nu mai ofrot.
Înapoi. Ce v-a apucat? Azi că merge, să vedem. Merge, nu merge. Da? Prosteu a fost chiar când am urcat sus, i-am dat a doua, bă. Când am fost chiar sus. Nu se arăți la Toma da. ce poate mașina? Eu nu mai urc altă, nu mai întrebe. M-am lecuit de o frate, iată. Doar pe drumul trebuie mă mai duc. Nu mai. Da, bun.